Este o lotizare pe care am început-o încă de când am ajuns în funcția de primar. Din păcate, datorită faptului că acel teren era extravilan și arabil, noi ne-am ambiționat să facem totodată cu această lotizare și planul urbanistic general și din această cauză a durat foarte mult, pentru că am întâmpinat, așa cum vedeți, la mai toate localitățile care își doresc să facă un plan urbanistic general elaborat, astfel încât să reglementeze toate problemele de pe teritoriul acelei localități, și la noi am reușit să facem acest plan urbanistic general și să introducem în intravilan acel teren, dar a durat destul de mult, a fost vorba de undeva la aproximativ 6 ani. Terenurile au fost cadastrate, fiecare lot este cadastrat, intabulat, inclusiv străzile, toată acea zonă este reglementată foarte bine cu cadastru și tot ce este necesar. Au demarat deja și construcții pe acele terenuri. Tinerii din localitate care și-au dorit, o parte s-au apucat, ceilalți urmează în funcție de posibilitățile materiale să-și ridice locuințe. Primăria a demarat în acest timp investițiile în infrastructură. Avem toate proiectele pe rețelele din acea zonă, din acea lotizare. Apa a fost finalizată, acum se lucrează la rețeaua de canalizare. Chiar acum de dimineață am văzut răspunsul celor de la e-distribuție în ceea ce privește colaborarea cu ei pentru înființarea rețelei de distribuție de energie electrică, astfel încât să rezolvăm toate cele trei utilități foarte importante, apă, canalizare și energie electrică. Sperăm ca în cursul acestei veri să ajungem să rezolvăm împreună cu cei de la Enel, de la e-distribuție, varianta finală de proiect pentru rețeaua de distribuție, astfel încât în toamnă să ne apucăm inclusiv de rețeaua de distribuție energie electrică. Rețeaua de canalizare este în execuție, se lucrează la ea, sunt fonduri europene, pentru că bugetul local nu este un buget care să-ți permită să faci ceva din el, din punct de vedere al investițiilor. Sunt 43 de hectare, plus încă 12 hectare în zona E, care este o zonă învecinată, este vorba de 55 de hectare de teren, care a devenit intravilan cu toate actele în regulă, loturi de 500 de metri, majoritatea în funcție de cum s-a putut face împărțirea, mai sunt și sub 500 și peste 500, undeva între 450 și 600 de metri sunt loturile, sunt atribuite în special tinerilor din localitate. Prin această măsură vrem să încurajăm tinerii din localitate să rămână cu domiciliul aici. Este o măsură pe care Consiliul Local a luat-o pentru a sprijini tinerii din localitate. Există și această posibilitate de plată în rate acestui teren. Cofinanțarea este, da, este de aproximativ 2.400.000 de lei, 400.000 de lei și valoarea totală a proiectului este undeva la 6 milioane. De aceste terenuri beneficiază aproximativ 500 de familii de tineri de pe raza localității, cu vârsta de 35 de ani maxim. Pentru a beneficia de un contract de concesiune, aceasta este condiția, ca tinerii să aibă domiciliul în localitatea Poarta Albă și să aibă vârsta maximă de 35 de ani. Unii și le-au dorit în concesiune pentru a demara cât mai repede construcția casei, alții au preferat cumpărarea acestor loturi și au făcut cerere privind cumpărarea lor. Aproximativ un an este termenul de execuție, de finalizare. Lucrările au început în urmă cu aproximativ 3 luni. Lucrurile au intrat pe un trend bun și sperăm așa să continue, astfel încât în câțiva ani de zile să vedem un adevărat cartier acolo.